Bun găsit, stimați telespectatori, la emisiunea Mesaj pentru Suflet. Am pregătit un mesaj pentru sufletul dumneavoastră. Aș vrea să citesc din Scriptură, Matei, capitolul 11, și vă rog să mă urmăriți cu atenție. Atunci Isus a început să mustre cetățile în care fuseseră făcute cele mai multe din minunile lui, pentru că nu se pocăiseră. Vai de tine, Horazine, a zis el. Vai de tine, Betsaido, căci dacă ar fi fost făcute în Tir și Sidon minunile care au fost făcute în voi, de mult s-ar fi pocăit cu sac și cenușă. De aceea, vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru Tir și Sidon decât pentru voi. Și tu, Capernaume, vei fi înălțat oare până la cer? Vei fi coborât până la locuința morților. Căci, dacă ar fi fost făcute în Sodoma minunile care au fost făcute în tine, ea ar fi rămas în picioare până astăzi. De aceea vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru ținutul Sodomei decât pentru tine. Am încheiat citatul. Aș vrea să vă transmit un mesaj din partea Domnului, din partea mea, din partea inimii mele, și mesajul acesta l-am intitulat Sodoma n-a avut minuni. Sodoma n-a avut minuni. Este un mesaj care m-a tulburat pe mine, sper să vă tulbure și pe voi, și tulburarea asta să fie o tulburare bună, care duce la pocăință. Ce înseamnă minune? Ce înseamnă pocăință? Ce înseamnă Sodoma? Sunt lucruri care poate că le-ați întâlnit sau poate nu le-ați întâlnit. Ce este o minune? O minune este un fenomen care, spunem noi, e paranormal, e ieșit din normalitate, e un fenomen în care o forță supranaturală se implică și face ceva uluitor, ceva ieșit din limitele normalului. Asta este o minune. Ce este Sodoma? Sodoma este lumea în care trăim. Sodoma, din punct de vedere istoric, a fost o cetate alături de alte cinci în care au existat sodomiții sau homosexualii. Vezi, discuțiile noastre de astăzi cu problema asta homosexualității era o problemă și atunci, și în Sodoma se practica homosexualitatea la nivel mare. Erau și tinerii și bătrânii deja infectați de flagelul acesta. Și Sodoma aceasta a fost pedepsită de Dumnezeu cu focul judecății sale. Sodoma acum este undeva pe fundul Mării Moarte. Și vorbim aici, Sodoma n-a avut minuni. Pentru ce Hristos Domnul vine și vorbește despre Sodoma, despre pocăință, despre minuni și cumva aduce înaintea evreilor niște personaje din Vechiul Testament și le spune că ăia, dacă ar fi fost în timpul lor, în timpul Noului Testament, în timpul lui Hristos, l-ar fi auzit pe Hristos, ei s-ar fi pocăit și ar fi avut șanse mai mari decât cei din timpul Domnului. De ce a spus Domnul lucrul acesta? Și mi-am intitulat mesajul meu, spuneam, Sodoma n-a avut minuni. De ce n-a avut Sodoma minuni? Este o întrebare destul de tulburătoare și aș vrea să te gândești foarte profund la întrebarea aceasta. De ce Sodoma nu a avut minuni și evreii, Israelul, Capernaumul, și vorbește aici Domnul despre două cetăți din Israel, Horazin, Betsaida. De ce astea au avut minuni și aduce alte trei cetăți, printre care și Sodoma, era Tir, era Sidon, era Sodoma. De ce cetățile astea n-au avut minuni? De ce? Asta este taina lui Dumnezeu. Dar problema noastră este următoarea. Trebuie să verificăm ce minuni a avut Horazin, Betsaida, evrei, ce minuni avem noi în vremea asta și ce minuni n-a avut Sodoma.
Acum, așa că într-o introducere, tirul era simbolul cel mai înalt al mândriei, nu e vorba de tirurile care umblă pe drum, era o cetate, cetatea tirului, era o cetate antică și cetatea asta era simbolul cel mai înalt al mândriei. În Ezechiel 28 se vorbește despre mândria tirului. Era o mândrie a frumuseții, era o mândrie a puterii, a tăriei și era o mândrie a bogăției. Erau mândri și astăzi oamenii sunt mândri exact pe cele trei coordonate. Sunt mândru că sunt frumos, sunt mândru că sunt puternic, sunt mândru că sunt bogat. Așa-s oamenii astăzi. Sidonul era un alt simbol. Cetatea Sidon antică era simbolul idolatriei. În Sidon s-a născut Izabela, idolatra Izabela, fiica lui Etbal, împăratul Sidonului. În Sodoma putem vedea simbolul imoralității. Și Sodoma, spuneam, a ajuns pe fundul Mării Moarte. Vă citesc din Ezechiel 16 cu 49 să vedeți Sodoma cât de imorală a fost și de unde a pornit. Iată care a fost nelegirea sorei tale Sodoma. Era 1. Îngânfată. 2. Trăia în belșug. 3. Trăia într-o liniște nepăsătoare, ea și fiicele ei, și nu sprijinea mâna celui nenorocit și celui lipsit. Ele s-au semețit și au făcut urăciuni blestemate înaintea mea, de aceea le-am și nimicit când am văzut lucrul acesta. Istoria spune că atât erau de parșivi și de răi sodomiții, încât atunci când cineva ajungea la ei și le cerea un pahar de apă sau puțină mâncare, pentru că venea de la drum îndepărtat, oamenii ăștia, în viclenia lor, în răutatea lor, luau o cărămidă de aur și o puneau omului în brațe. Și zice, uite, îți dăm aur, nu îți dăm apă, îți dăm aur. Omul lua cărămida, mergea cu ea pe drum și la un moment dat cădea și era terminat. Veneau oamenii râzând, își luau cărămida și o dădea următorului. Era o cetate foarte rea și din punct de vedere spiritual, din punct de vedere moral, lumea de astăzi este o Sodoma. Mă întorc la tema mea. Sodoma n-a avut minuni. Domnul a venit pe pământ și a început să le vorbească oamenilor din timpul lui. Și după ce spune în capitolul 8 cu 16 din Matei, și vă citesc, să vedeți ce s-a întâmplat în Capernaum, acolo unde Hristos și-a rostit predica asta. 8 cu 16. Seara au adus la Iisus pe mulți îndrăciți. El, prin cuvântul lui, a scos din ei duhurile necurate și a tămăduit pe toți bolnavii ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice: El a luat asupra lui neputințele noastre și a purtat bolile noastre. Gândiți-vă într-o cetate în care a venit cineva și a vindecat pe toți și a eliberat pe toți. Dacă ar fi venit un oarecare de pe drum și să înceapă să spună: vai de tine, și să-ți spună ție: Vasile, vai de tine Maria, vai de tine Ion, vai de tine Doina, vai de tine Cutare, cred că te-a irita. Dar să vină cineva în orașul Petroșani sau în orașul Hunedoara sau în Cluj sau în București și omul ăsta să fie aclamat, că toți bolnavii au venit la el și au fost vindecați, după ce a vindecat pe toți, după ce a predicat, după ce a rezolvat problemele oamenilor, le-a dat pâine să mănânce, la un moment dat stă și se uită la el și le spune: vai de tine Vasile, vai de tine Susana, vai de tine Ana, vai de tine Maria, și se uită la el, se uită la tine și tu te uiți și ești contrariat, zici: Doamne, stai un pic, că tu m-ai ajutat, tu mi-ai vindecat pe mama, a fost bolnavă, ai fost la mine în casă, tu ai rezolvat problemele mele, de ce îmi zici vai de tine? Păi spune el: știi de ce? Pentru că eu ți-am vindecat trupul, dar tu nu m-ai acceptat să-ți vindec sufletul. Eu am venit la tine și ți-am adus pâine pentru stomacul tău și pentru gura ta, dar am venit să-ți aduc o pâine spirituală pentru sufletul tău, ori tu m-ai respins și de aceea eu zic vai de tine. Că dacă în Sodoma mergeam eu, a zis cu alte cuvinte Domnul, și răii ăia din Sodoma m-ar fi văzut că le vindec bolnavii, că fac multe lucruri în Sodoma, lucruri extraordinare, că le înmulțesc pâinile, că opresc marea și vântul. Dacă ei m-ar fi văzut făcând lucrurile astea, ar fi zis: extraordinar, a coborât Dumnezeu la noi aici, trebuie să facem ceva. Ori Domnul vine și le spune vai, și tema mea pentru tine este aceasta: Sodoma n-a avut minuni. Și vreau să amintesc
patru minuni pe care Sodoma nu le-a avut și evrei din Horazin, din Betsaida, din Capernaum le-au avut. Sunt patru, cel puțin patru minuni. Și ca să le reținem, am utilizat un procedeu al aliterației, așa se numește, le-am numit pe toate cu o singură literă. Și vi le amintesc. Minunea prezenței este prima, a doua, minunea predicării sau a propovăduirii, a treia este minunea profeției și a patra este minunea proslăvirii. Și aș vrea să le parcurg puțin și aș vrea să te gândești foarte sincer. Gândește-te înaintea lui Dumnezeu. Dacă nu cumva Hristos Domnul, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, întrupat, Dumnezeu coborât, Dumnezeu care a venit în lumea noastră și s-a înomenit, cum spun oamenii noștri, specialiștii noștri în Scripturi, dacă nu cumva Dumnezeu a venit și în casa ta, a vrut să facă o minune din minunile astea sau poate le-a făcut pe toate patru și le-ai văzut și totuși nu ai rămas marcat, mișcat și ești ca și oamenii ăștia din Horazin, din Betsaida sau din Capernaum. Și le luăm pe rând. Spuneam despre minunea prezenței. Sodoma n-a avut minuni. N-a avut minunea prezenței. Ce înseamnă minunea prezenței? Gândește-te că într-o zi, spune Geneza capitolul 19, la poarta Sodomei stătea taica Lot. Era un bătrânel, era un om bun și stă el acolo și vin spre el doi oameni. Erau doi tineri, se uită la ei, wow, niște oameni deosebiți, oameni extraordinari. Îi cheamă la el acasă, îi duce la el în casă, le dă mâncare, le spală picioarele și ăștia doi la un moment dat aud bătăi puternice în ușă și au venit stricații din Sodoma și au zis: te rog frumos, scoate-i pe musafiri afară că avem chef de glume și de prostii. Și taica Lot iese afară, le spune: măi fraților, stați așa, ăștia-s musafirii mei, am și eu o lege, legea ospitalității, trebuie să o respect, vă rog frumos, perimetrul ăsta e sacru, oamenii ăștia au venit la mine. Și la un moment dat oamenii vor să spargă ușa, vor să intre înăuntru, vor să ia cu forța, oricei doi îngeri îi lovesc pe toți cu orbire și minunea prezenței de care a beneficiat Horazin, Betsaida, Capernaum, Israelul și de care beneficiem noi, n-au avut-o cei din Sodoma. N-au mers la ei Dumnezeu, nu s-a întrupat Hristos să meargă la ei, Dumnezeu s-a dus la Avram, Avram era pe munte, în Sodoma n-a avut ce să caute Dumnezeu. Dumnezeu n-a mers în Sodoma, minunea prezenței n-a fost în Sodoma clară, n-au văzut-o sodomiții și ei n-au avut-o. Și a zis Hristos că într-o zi cei din Sodoma vor sta la judecată și vor sta așa toți înșirați, tu vei sta în fața lor și ei se vor uita la tine și o să spună: el a avut minunea prezenței. Hristos Domnul a coborât din Fecioara Maria și el o știu treaba asta, a auzit-o în predici la biserică, a auzit pe oameni vorbind, a auzit la televiziune, a auzit la radio, a auzit peste toți. Hristos s-a întrupat, a avut o minune a prezenței. Hristos a venit la el în casă și omul acela a avut minunea prezenței. Într-o zi a venit soția lui sau poate era copil și a venit mama și a zis: copile, te duc în prezența lui Dumnezeu. Și te-a luat de mână și te-a dus mama la Sfânta Biserică. Și te-a dus acolo la Sfânta Biserică și nu știai citi și ai văzut icoanele pe pereți. Și te-ai uitat și ele au fost primul tău abecedar. Și te-ai uitat la ele și ai început să înveți. Și ai zis: wow, Dumnezeu îmi vorbește. Cine e ăsta? E Dumnezeu. Cine e ăsta? E Hristos. Și te-ai uitat. Și ai înțeles cât ai înțeles. Și-a trecut timpul. Și te-ai dus iar la Sfânta Biserică și ai auzit predici. Și ai auzit multe lucruri și Dumnezeu zice: îmi pare rău, în Sodoma n-au fost biserici, în Sodoma n-a fost un Hristos întrupat, în Sodoma n-a fost prezență, în Sodoma nu a fost minunea asta. Ori într-o zi cei din Sodoma vor veni și vor spune: Dumnezeule, pedepsește-l că pe noi ne-ai pedepsit, pe noi ne-ai pedepsit foarte grav, te rog frumos, pedepsește-l. Mi-aduc aminte de ceva ce îmi povestea o cunoștință. Îmi spunea, am fost în Republica Moldova în urmă cu câțiva ani și în timp ce noi mâncam, sorbeam din bucatele pentru trup,
A venit cineva lângă noi și a început să ne spună de ale sufletului. Și omul acesta ne-a spus că în zona lor s-a întâmplat ceva extraordinar și am încadrat-o aici la minunea prezenței. S-a întâmplat că au venit în timpul războiului nemții și au adunat pe oameni, îi adunau din cetăți, din sate, îi luau și duceau și executau. Dacă reușeau să ducă undeva să dea foc la o clădire mai mare, la biserică sau așa, rezolvau. Dacă nu găseau o clădire mai mare să încapă toți, îi executau prin împușcare. I-au adunat din satul lor pe toți și au zis, îi ducem în Valea Cutare și vrem să-i atingem, să-i împușcăm pe toți. Ce s-a întâmplat? La un moment dat, o fetiță se ridică și începe să vorbească în limba germană, o fetiță de 12 ani. Bineînțeles, asta o putem încadra și mai jos la minunea profeției, dar ține și de minunea prezenței. Fetița asta a început să vorbească. Ofițerii nemți, germanii, au înlemnit, se uitau și ce au auzit de la fetița asta? Ordin de la Marele Stat Major. Astăzi nu executați pe nimeni. S-au speriat, s-au îngălbenit la față, s-au uitat unul la altul și au început să vorbească cu fetița. Și au întrebat-o în germană ceva și i-a ridicat din numeri, că nu înțelegea. Și iar au întrebat-o și ea nu știa și le spunea în limba moldovenească sau rusească, nu știu exact. În fine, un bătrânel iese din șiruri și începe să vorbească în limba germană cu ei și le spune, măi oameni, aici a venit Dumnezeu din cer și a fost prezent înaintea voastră. Nu l-ați văzut pe Dumnezeu, dar ați auzit pe Dumnezeu vorbind printr-o fetiță. Dacă vreți să-L ascultați pe Dumnezeu, faceți ce v-a spus Dumnezeu. Dacă nu vreți să-L ascultați, e problema voastră. Ăștia s-au speriat așa de tare încât pe tot satul ăla pe care l-au prins, i-au prins pe oameni din casă și au vrut să execute, pe tot satul au zis sunteți liberi și după ani de zile când această fetiță a murit, bineînțeles, la vârstă înaintată, 70, poate 80 de ani, tot satul s-a dus la ea la înmormântare și au zis într-o zi satul nostru era să fie ras din temelie, oamenii erau să fie executați, dar fata asta ne-a salvat viața. Cine le-a salvat viața? Dumnezeu. Dumnezeu le-a salvat viața. Și minunea prezenței și-a avut răsunet acolo, în mijlocul lor. Poate și tu ai avut o problemă într-o zi și ai zis, Dumnezeule, numai tu mă poți salva. Mi-a povestit cineva din Cluj și nu-s povești. Nu-s povești, Dumnezeu lucrează și astăzi. Avea un soț care mergea cu tirul, era un om destul de rău și spunea, măi omule, întoarce-te la Dumnezeu, întoarce-te la Dumnezeu. Nu mă întorc și nu s-a întors și nu s-a întors, nu s-a întors. N-a vrut să se întoarcă și femeia asta a început să se roage și s-a rugat și s-a rugat și s-a rugat. A început să meargă la spitale, ducea la bolnavi mâncare, îi ajuta pe alții, se ruga și spunea, Dumnezeule, mântuiește-mi soțul. Într-o zi, soțul ăsta a realizat minunea prezenței. Mergea cu tirul, a adormit la volan, ceea ce nu s-a întâmplat niciodată în viața lui și în momentele alea de cumpănă, el nu-și dădea seama, tirul lui a ajuns într-o curbă să strice parapeții și deja cabina lui era deasupra hăului, deasupra prăpastiei. În momentele alea se trezește de la zdruncinăturile alea puternice și vede hăul și se sperie. În momentul ăla a zis, Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Când spune el treaba asta, apare în groapa aia adâncă, o arătare, o figură, era ca un înger și ăsta pune mâinile pe tir și îl împinge frumos pe drum. Și omul ăsta vine acasă tremurând și zice, nevastă, am terminat-o, vreau să mă împac cu Dumnezeu, vreau să mă pocăiesc. Și să știți că întrebam la început ce este pocăința, nu-i invenția noastră, vreau să vă citesc din Marcu 1, cu 14 și 15, să vedeți cine a instituit pocăința. După ce a fost închis Ioan, Iisus a venit în Galileea și propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu. Și ascultați ce predicare avea Hristos. El zicea, s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă, metanoeo, adică dobândiți o minte nouă.
Asta înseamnă pocăință. Vin foarte mulți oameni și Domnul le zice: pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Sunt patru porți sau uși spirituale: pocăința, credința, botezul în apă, botezul cu Duhul Sfânt. Dacă nu le-ai parcurs astea patru uși, e mare problemă, mare problemă. Sunt oameni care vin și spun: Domnule, m-aș pocăi, dar nu pot să țin. Păi bineînțeles că nu poți să ții. Du-te la un spin și spune: te rog frumos, fabrică-mi niște mere. Că spinul nu poate să-ți fabrice mere, că natura lui e de spin. Dar du-te la un măr în plină vară și spune: te rog frumos, dă-mi niște mere. Și el îți spune: cu plăcere, poftim, ți le dau. Ei, așa e cu firea noastră pământească. Ne-am născut din Adam, dintr-un om păcătos, dintr-un spin. Am ieșit eu un spin dintr-un alt spin. Spun filozofii că spinii sunt frunze nereușite. Și bineînțeles, asta este. Noi avem multe frunze nereușite în viața noastră. Avem o nevastă, dar nu ne-o reușit și mergem pe la altele, ăștia spin. Avem niște cuvinte bune pe care bunul Dumnezeu le-a sădit în sufletul nostru, dar folosim și alte feluri de cuvinte. Ne-a dat Dumnezeu sucuri să ne folosim de ele, dar noi spunem nu, mai bine niște spini și facem din fructe băutură, așa mai departe. Am pervertit totul, am pervertit. Dumnezeu ne-a trasat o formă și noi am deformat-o. De altfel, Cartea Genezei vorbește despre niște episoade din viața omului. Este generarea, Dumnezeu creează pământul, după asta apare degenerarea. Omul cade în păcat și degenerează și apare regenerarea prin care vine Hristos Domnul și ne aduce pocăința și răscumpărarea. Dar mă întorc la textul meu. Sodoma n-a avut minuni. Gândește-te foarte profund la minunea asta, minunea prezenței. A doua minune pe care vreau să o amintesc este minunea predicării. M-am uitat în Scriptură și vorbește despre Sfântul lui Dumnezeu, despre Hristos Domnul. Merge și predică în Capernaum și aici el tocmai își rostea predica. Își rostea predica. Cei doi, când au ajuns în Sodoma, au fost cei doi îngeri și i-a luat Lot și i-a dus în casa lui și n-au rostit predică cei doi decât atât. 9 cuvinte au fost. Ce ai aici? Ia tot ce ai, că e sortită pieirii cetatea asta. Câteva cuvinte, atât au dus ei în Sodoma. Sodoma n-a auzit niciodată o predică. Te-ai dus când ai fost copil, l-ai auzit pe preot, l-ai auzit pe pastor și ai auzit predici și predici și predici și predici. Sodoma nu a avut așa ceva. Și merge într-o zi sodomitul înaintea lui Dumnezeu și zice: Dumnezeu, ăsta au ascultat 300 de predici și nu s-au pocăit. Poate îți place. Am întâlnit în Australia, era un tânăr care nu prea era el pocăit, dar era cu predicile. Mergea cu mașina și își punea CD-uri după CD-uri, CD-uri după CD-uri, avea și stick-uri și își punea predici. Și mi-au dat și mie vreo 200 de predici. Mi-au dat și mie. Zicea: am destule. El le asculta, dar nu prea era pocăit. Și probabil într-o zi se va ridica unul din Sodoma și o să zică: la mine în Sodoma n-a existat minunea predicării, minunea propovăduirii, n-a existat asta. N-a fost Solomon, marele predicator aici, în Horazin, în Betsaida sau în Capernaum, ci a fost cuvântul lui Dumnezeu. Spune Ioan capitolul 1 cu 1, la început a fost cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. În Vulgata, în latină, cuvântul este tradus prin sermo și de acolo au americanii, englezii, au cuvântul sermon, adică predică. Și putem spune: la început a fost predica. Predica lui Dumnezeu a fost Hristos. Și tot acolo în Ioan, în capitolul 1, spune că nimeni nu l-a văzut pe Dumnezeu, singurul lui Fiu, cel care locuiește în sânul Tatălui sau către sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Și acolo este folosit un cuvânt pe care noi îl utilizăm pentru exegeză. Adică l-a explicat, l-a făcut cunoscut pe Dumnezeu. Ori noi l-am avut pe Hristos, l-avem pe Hristos, avem Biblia, avem cuvintele lui Hristos. Sodoma n-a avut Biblie, că asta înseamnă predicare, Biblie sau cuvânt cât mai aproape de Biblie. Sodoma n-a avut așa ceva. Tu o ai, ai Biblie
și ai poate mai mult de una, mai multe Biblii ai acasă, ai auzit predici, poate le ai în calculatorul tău, poate le ai în mintea ta, dar Sodoma n-a avut așa ceva. Și într-o zi Sodomitul vine și se ridică și spune, vai, 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 vai. Și asta o să fie spre pierzarea ta. Mi-amintesc ce am citit despre Charles Finney, evanghelistul ăsta lui Dumnezeu merge odată la evangelizare, nu știe ce să predice și se pune pe genunchi și zice, Dumnezeule, dă-mi un cuvânt, dă-mi o predică, vreau să predic. Și la un moment dat îi vine în minte, în timp ce se ruga, Sodoma, Sodoma. Și zice, bine, Doamne, mulțumesc. Se ridică și începe, Sodoma, 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 și vorbește de păcatul Sodomei și de neprihănitul Lot, și așa, 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 așa. Și oamenii au început să vocifereze în sală, s-au enervat pe el, au început să comenteze. La un moment dat a coborât prezența lui Dumnezeu, minunea prezenței, prima minune despre care vorbeam, și Dumnezeu i-a lămurit pe oamenii ăștia că ei sunt niște păcătoși. Și au început să plângă și să se pocăiască. După ce s-a terminat tot și Dumnezeu a avut ultimul cuvânt acolo și oamenii s-au întors la Domnul așa cu grămadă, au fost foarte mulți care s-au convertit, omul ăsta a întrebat Charles Finney, ce au avut oamenii de au comentat când eu am început să predic? Păi zice, domnule, orașul nostru așa e de rău că oamenii ne spun că stăm în Sodoma. Și există în tot orașul un singur bătrânel pe care îl cheamă Lot. Și Lot ăsta e așa de cuminte și de bun, e un om extraordinar. Și el și-a dat seama că Duhul Sfânt a venit și a adus minunea asta predicării. Și poate într-o zi Dumnezeu a venit și tu erai în biserică și Dumnezeu ți-a vorbit și ai zis, de unde eu știu să-mi predice treaba asta? Că eu nu știam să-i spun problemele mele. Sigur, cineva a venit și mi-a părât viața mea la predicatorul care a venit și a predicat. În Turda este un băiat, un prieten de-al meu. El era fotbalist foarte bun și mergea la fotbal și era împătimit, era fan al fotbaliștilor, dar și el era fotbalist foarte bun. Și avea de gând să meargă mai departe, undeva, până la București, la echipe mari. Și într-o zi vine un predicator în biserică și începe o predică. Și în timpul predicii se oprește predicatorul ăsta, se uită la tânărul ăsta, ochii așa îl fixează și începe să strige. Zice, tinere, lasă echipa de fotbal și hai în echipa apostolilor, că aici e locul tău. Omul ăsta a fost străpuns în inimă de cuvântul care l-a auzit, predicatorul și-a continuat predica, omul a venit, s-a pocăit, în viața lui s-a petrecut o minune, a fost minunea predicării. Sodoma n-a avut minunea asta. S-au dus îngerii în Sodoma și s-au dus cu un mesaj de nimicire și au zis, foc, 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 ceva crunt. A treia minune de aici, din textul nostru, minunea profeției. Vedeți, pentru profeție în Biblie, în Vechiul Testament, se folosesc două cuvinte, profem și proorao. Fiecare dintre cele două cuvinte are semnificația lui. A vedea înainte sau a vorbi înainte. Cam tot un așa, același lucru poate fi. Aici s-a petrecut minunea profeției. A venit profetul. Cine este acesta? Întrebau noroadele când Hristos, Domnul, merge spre Ierusalim. E Iisus, profetul lui Dumnezeu. A venit cuvântul lui Dumnezeu, profetul, cel care știe gândurile. Și spune cartea Ioan și nu citesc. Hristos nu se încredea în oameni, le știa gândurile. Era între ei minunea profeției. Umbla printre ei, vorbea cu ei. În Sodoma n-a fost așa ceva. Sodoma n-a auzit așa vorbește Domnul, cum auzim noi. Sodoma n-a avut cartea lui Isaia, cartea lui Ieremia, cartea lui Ezechiel, cărți minunate ale profeției. Nu le-a avut. N-a avut așa ceva. Sodoma a avut câteva cuvinte de lovire. Atât. A venit Dumnezeu și a zis, s-a terminat. Șase cuvinte, nu nouă. Șase cuvinte au avut sodomiții. Ceva îngrozitor. Aici citesc în Biblie, mă minunez, în Capernaum apare Hristos și el profețește. Profețește. În Matei, în capitolul 8, gândește-te la lucrul ăsta,
apare în fața lui Hristos un sutaș, scrie aici, era un capitan care avea în subordinea lui 100 de oameni și zice: Doamne, știi ceva? Am un rob, am un angajat și foarte bolnav. Domnul zice: bine, vin la tine să mă ating de el. Zice el: știi ceva? N-aș vrea să vii la mine, n-am nevoie de minunea prezenței. Știi de ce? Pentru că sunt foarte păcătos și n-aș vrea să intri la mine acasă. Dar aș vrea să se întâmple minunea asta a profeției. Zi un cuvânt, spune aici, și robul meu, angajatul meu, va fi vindecat. Hristos se uită la el și spune: extraordinar, n-am găsit nici în Israel un om atât de credincios. Du-te! Să știi că s-a vindecat cel pe care îl chem tu înaintea mea la vindecare. Și exact așa s-a întâmplat. Vedeți, era printre ei minunea asta a profeției. Și Hristos, Domnul, vine și le vorbește și le vorbește și le vorbește și ei nu înțeleg. În Sodoma n-a fost așa ceva. Mi-a povestit cineva, tot o cunoștință, el era un țintaș foarte bun, mergea cu vitele pe câmp și a exersat așa de tare loviturile de la distanță cu piatra, încât spunea el cu mâna stângă, era stângaci, ca și mine, că și eu sunt stângaci, loveam o frunză așa, știam, uite, frunza aia din copac, pac, 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 toată ziua, toată ziua. Și într-o zi, omul nostru ce s-a gândit? Mă duc eu la pocăiț, ia o piatră, dar ia o piatră de aia așa, care o simt eu la mână că merge perfect la țintă. Și mă duc la pocăiți și la cel care e în fruntea lor, o piatră doar așa în cap, cum am auzit la popa, că au zis de David și Goliat, și am rezolvat-o cu ereticii. Asta s-a întâmplat. Își ia omul piatra în buzunar și merge frumos, mieluț, blând, că merge la pocăiți la rugăciune. Când ajunge acolo, pocăiții pe genunchi, n-au văzut la cine să acționeze, să arunce piatra și se finalizează rugăciunea, o fetiță, nu știu câțiva ani cât avea, fuge repede în față și spune păstorului, zice: te rog frumos, pune-mă așa în fața oamenilor că vreau să le spun ceva. Ce vrei să le spui? Mi-a vorbit Dumnezeu, mi-a dat o profeție, o vorbire așa înainte despre ceva care e foarte important, că dacă nu spun, se întâmplă. Și o pune păstorul pe masă. Era atunci o masă așa ca și asta, o pune pe masă, stă fetița în picioare și întinde degetul, se uită în sală. Ah, zice: tu, care ai o piatră în buzunarul stâng și ai venit aici ca să lovești cu ea, Dumnezeu îți spune să vii să te pocăiești. Omul ăsta a fost paralizat, așa tare tremura și să fi vrut, nu mai putea lovi pe nimeni și a scos piatra tremurând din buzunar și merge cu ea în față și spune: uite, asta e piatra. Și în momentul acela el s-a întors la Domnul. Mi-a povestit altcineva și astea sunt lucruri frumoase care merită spuse. Era o femeie pe vremuri, bineînțeles asta s-a întâmplat în urmă cu peste 50-60 de ani. Femeia asta avea de lucru la războiul de țesut, avea o țesătură și avea pentru ea de lucru vreo 3 zile probabil. Și la un moment dat apare o mână albă, un cap de mână, ca și în cartea Daniel, și începe să scrie pe perete în fața ei și ea se sperie și citește: dacă termini lucrul tău până de seară, la Pentecostali e calea cea adevărată. Ciudat, ciudat. Femeia asta repede îl cheamă pe soț. Mă, tu vezi, nu văd nimic, dar eu văd clar, măi. Începe soțul să-i dea material, avea fir, copiii o ajutau. Până seara și-o terminat țesătura, a știut că e un semn de la Domnul și s-a dus și s-a pocăit. Poate că și în viața ta s-a derulat minunea asta a profeției, a profețirii și Dumnezeu a venit și ți-a vorbit într-o zi. Se poate să-ți fi vorbit Dumnezeu prin cuvânt, prin cuvânt. Se poate să-ți fi vorbit Dumnezeu, ar trebui să plângi. Într-o zi mi-a spus cineva, zice, eram la rugăciune, eram mai mulți și a venit un bețiv. Și bețivul ăsta intră în mijlocul nostru și ia Biblia. Zice: dați pocăieților cartea aia să văd ce-mi vorbește Dumnezeu. Și o deschide la întâmplare. Și știi ce citește în Biblie? Suflete, ai multe bogății adunate pentru mulți ani, mănâncă, bea și veselește-te.
Ăsta versetul îl citește. Zice, bă, pocăiților, vedeți ce fac eu? Exact ce fac eu, îmi zice Biblia. Și s-a dus iar la băutură. El ar fi trebuit atunci să se trezească, pentru că Dumnezeu a venit și a vorbit exact din viața lui. El mânca, el se distra, el trăgea la măsea, dar el nu și-a dat seama că Dumnezeu i-a vorbit prin versetul ăla. Dacă ar fi citit următorul verset, în următorul verset, Dumnezeu i-ar fi spus, nebunule, la noapte ți se cere sufletul și ce ai adunat, la cine rămâne. Dumnezeu vorbește și astăzi. 4. Minunea proslăvirii am numit-o. Ce înseamnă proslăvire? A slăvi pe Dumnezeu tot mai mult și mai mult și mai mult. A întinde slava lui Dumnezeu la paroxism, dacă poți, cu toată puterea ta să-L slăvești pe Dumnezeu. Sodoma n-a avut minunea proslăvirii. Horazin, Betsaida, Capernaum au avut minunea proslăvirii. Ce s-a întâmplat? Hristosul nostru a coborât pe pământ și într-o zi și-a îndreptat fața hotărât spre Ierusalim să meargă și a zis, mă duc să fiu proslăvit. Dar cum vei fi proslăvit? Diavolul a luat sufletele oamenilor și le-a furat și le-a luat din împărăția lui Dumnezeu și le-a mutat în împărăția întunericului. Eu mă duc pe cruce și acolo pe cruce o să stau în întuneric. Și acolo în întunericul acela eu o să fiu proslăvit. Cum, Doamne? O să te biciuiască. Asta înseamnă proslăvire? O să-ți pună coroană de spini pe cap. Asta înseamnă proslăvire? O să-ți pună o cruce în spate. Asta înseamnă proslăvire? Unde ți-i tronul? Tronul-i crucea? Unde ți-i coroana de împărat? Coroana-i coroană de spini? Unde ți-i haina, hlamida de împărat? Hlamida de împărat, e haina aia ruptă și biciuită și sfâșiată de bice? Astea sunt toate gloriile tale? Ori Domnul, de aceea cercetătorii Scripturii, cartea Ioan o împart în două mari părți. E partea semnelor și partea gloriei. Și din capitolul 12, Hristos merge spre cruce, dar merge ca un Dumnezeu glorificat. Nu oamenii l-au luat să-l pironească, ci el a zis, acum am bateți cuie, eu sunt Dumnezeul care dictez, nu voi o faceți. Acum o să-mi fie sete și cer apă, îmi aduceți oțet și îmi dați, că scrie în Vechiul Testament despre asta. Acum astrele o să se întunece, acum soarele o să se ascundă, acum o să vină întunericul, acum o să strig Dumnezeul meu pentru ce m-ai părăsit, pentru că eu sunt Dumnezeul glorificat. Acum o să mor, îmi predau Duhul în mâna lui Dumnezeu și a treia zi, acum o să mă ridic din mormânt. Asta a făcut-o Dumnezeu, Dumnezeul întrupat Hristos, pentru că de aia se numește Cartea Glorificării, partea a doua din Evanghelia după Ioan. Ori Hristos a venit și a produs în lumea noastră minunea proslăvirii, minunea glorificării. Sodoma n-a cunoscut crucea cu răstignitul, tu o cunoști. Sodoma n-a cunoscut învierea a treia zi, tu ai auzit de ea. Sodoma n-a cunoscut înălțarea lui Hristos și arătările de dinainte, tu ai auzit de ele. Hristos s-a arătat, poate Hristos ți s-a arătat și ție. Tatăl meu avea un coleg și colegul acesta a lui era copil de pocăit și a lăsat așa, lasă că mă pocăiesc mâine, poi mâine și tot așa până la o vârstă înaintată. La un moment dat a avut și el în viață o cercetare și a avut un vis. Și în visul lui a văzut iadul și a văzut iadul și s-a cutremurat. Și Dumnezeu i-a vorbit și i-a zis că dacă nu se pocăiește, ajunge acolo. Și a venit speriat și cu fața crispată și nu mai putea dormi noaptea și a zis, ce să fac? Și a zis, tatăl meu, pocăiește-te. A uitat rapid și a căzut iară în stilul lui vechi de viețuire. Cunosc o tânără care s-a rugat pentru un soț bun. Poate și tu ești o tânără care te rogi pentru un soț bun. Și tânăra asta a căzut într-o eroare foarte mare. S-a gândit ea că e minunea profeției în viața ei, dar n-a fost. A zis, Dumnezeule, tânărul ăla trebuie să fie înalt, să aibă părul așa, să aibă ochii așa, și l-a găsit. Dar nu era pocăit. Ea era pocăită. Și a zis, Dumnezeule, vreau să-mi vorbești. Mi-e frică să mă duc la păstor să vorbesc cu el, dar știu ce o să fac. Dacă dimineață la ora cu tare vine mama și îmi bate în ușă, atunci să știi că ăsta e băiatul. Și-a venit mama și-a bătut în ușă, tu fată, du-te la școală, că ai întârziat.
Ea tocmai asta a așteptat. Și a zis, wow, ăsta e băiatul. S-a căsătorit cu el, băiatul era consumator de pornografie, ea a căzut în păcate grele, păcate foarte grele, m-a sunat și mi-a spus problemele ei și într-o zi a avut un vis și mi-a zis așa, m-a luat un demon în spate și m-a dus și m-a introdus într-o cameră, într-o casă. Mă uitam prin zidurile casei și zidurile astea erau transparente. Vedeam oameni care urcau pe trepte și mergeau spre cer și erau prietenii mei din copilărie cu care eu am început să urc pe trepte și eu eram aici. Și o voce a venit până la mine și a zis, dacă strigi acum după ajutor, să știi că vei fi scăpată. Și am început să strig, spunea ea. Și am strigat și la un moment dat apare acolo lângă mine cineva și am știut că e Domnul și m-a luat pe umeri și m-a scos de acolo. Și m-a sunat și m-a întrebat ce să fac și am spus, te pocăiești, vii la mărturisire, vii la pocăință, vii în biserică și ai terminat-o cu lumea, dar n-a reușit. Și n-a putut să o facă. De ce? Dumnezeu a realizat în viața ei minunea proslăvirii. A încercat să se proslăvească în viața ei printr-o descoperire, printr-o dezvăluire, dar ea nu și-a dat seama de cercetarea lui Dumnezeu. Vreau să rămân la cuvintele acestea și vreau să te gândești foarte, foarte sincer înaintea lui Dumnezeu. Sodoma n-a avut minuni. Sodomiții din lume n-au minuni. Sunt oameni care trăiesc în canale, care s-au născut în canale. Sunt în India oameni care n-au auzit de Dumnezeu. În Africa sunt oameni care n-au auzit de Dumnezeu. În China sunt alții care n-au auzit de Dumnezeu. Tu ai auzit de Dumnezeu. În viața ta poate s-a derulat una sau toate sau câteva din cele patru minuni. Ai avut prezența lui Dumnezeu în viața ta? Ai avut propovăduirea sau predicarea lui Dumnezeu în viața ta, profeția a venit Domnul și ți-a vorbit în mod tainic, fie prin vis, fie în altă formă și proslăvirea lui Hristos. Poate l-ai văzut pe Hristos răstignit, poate l-ai văzut pe Hristos glorificat în slavă și Domnul vine și te întreabă, Sodoma n-a avut minuni, tu ai minuni, tu ai avut minuni. Cea mai mare minune în viața ta este să-l ai pe cel minunat pe care îl numește Scriptura, este minunat, să-l ai în viața ta și el va face din viața ta o minune. Domnul să te ajute. Amin.